Suntem la Costești, pe situl din punctul Gârlea, mai exact pe necropola din partea de nord a orașului medieval, unde, după ploile abundente de zilele trecute, au apărut pe drumul de țară, unde și în anii trecuți au apărut schelete. Avem aici un mormânt de înhumație, chiar pe mijlocul drumului, marcat cu cifra 27. Un alt mormânt se află mai spre est, din care avem scos la lumină doar craniu în parte distrus, iar alte câteva schelete se află în partea de vest acestui drum, în partea de jos, pentru unele dintre ele conturându-se chiar gropile acelor morminte, dar în cea mai mare parte scheletele au fost distruse de ploi. Aici avem un mormânt de matur cu capul orientat spre vest. Vedem, e depus în poziție întinsă pe spate, cu piciorul drept puțin arcuit spre sud, craniu în parte distrus, însă după poziția mandibulei și a maxilarului superior, putem constata că era orientat capul spre sud. E lipsit de inventar, e posibil după degajarea lui să apară poate vreo piesă, sperăm să apară o piesă, un element și de datare, însă sigur, acest mormânt, ca și celelalte de pe acest drum, fac parte dintr-un cimitir de mari dimensiuni, care se întinde pe o lungime de circa 1 km și deocamdată, prin săpături de salvare, au fost cercetate de noi un număr de 27 de morminte. Cercetările continuă și în zilele următoare, căci urmează să fie degradate toate aceste osăminte de pe mijlocul drumului. E un alt mormânt aflat la distanța de doar 1,90 m spre est de mormântul 27, din care deocamdată avem scos la suprafață o parte din cutia craniană. Judecând după faptul că aici, în acest șanțuleț, nu se observă oase, orientarea lui e vest-est și se află chiar aici și urmează a fi degajat în zilele următoare. Ne aflăm la 11 metri spre vest distanță de mormântul 27 și aici avem scos la suprafață un alt mormânt. Vedem aici conturul unui grup de dimensiuni mai mari, care ar aparține unui mormânt de matur, dar aici vedem oase mai mici care aparțin unui schelet de copil. La suprafață avem și resturi lemnoase putrezite care provin probabil din acoperământ sau din sicriu. Craniul lipsește, evident va fi degajată și această suprafață și vom verifica dacă conține un singur schelet sau era un mormânt dublu. Vedem aici iarăși lemn putrezit care de data asta sigur aparține mai curând acestui complex funerar. Suntem la circa 30 metri spre vest de mormântul 30, care aparține unui copil și aici avem un alt mormânt, dar aparține sigur unui matur, distrus în cea mai mare parte. Avem conturul gropii parțial păstrat și avem doar oasele păstrate de picioare, de la picioare. În rest, scheletul a fost spălat de ploi. E interesant că și acest mormânt conține lemn putrezit, probabil de la acoperământ. Este adevărat că între mormântul 30 și acesta, care va fi marcat 31, și oasele trebuie sigur ridicate după ce vor fi înregistrate, fotografiate, conturul întreg degajat, în speranța că vor apărea și obiecte de inventar, între mormântul acesta și cel de copil există, se pare, alte două complexe. Pete de gropi s-au observat, însă resturi umane la suprafață nu sunt. Poate se află încă în pământ și urmează a fi la fel cercetate. Suntem la Costești, dar pe un alt punct, pe o altă pantă de deal, situată la circa 500 metri spre nord-vest de panta unde apăruseră primele schelete acum câțiva ani și astăzi am identificat alte morminte, însă acest punct se dovedește a fi o zonă cu vestigii arheologice necunoscută până în prezent. E vorba tot de schelete, de morminte din humase și avem aici, chiar pe acest drum de țară deja, un schelet orientat vest-est, distrus în parte, schelet de matur și mai spre est, tot pe drum, e încă un mormânt, poate de un adolescent și o pată și mai la sud, poate un alt complex funerar. E o zonă necunoscută pentru noi, e vorba probabil de același cimitir aparținând orașului medieval din secolul XIV, care se întinde pe o distanță de peste 1,5 km. Sau
e un alt cimitir. Cercetările viitoare vor confirma această supoziție a noastră sau vor infirma. Evident, aceste schelete urmează a fi cercetate, degajate și poate apar și anumite piese, elemente de datare care ne va ajuta să completăm informații despre aceste complexe funerare de la Costești.